Vă spun bun găsit, dragi telespectatori, despre vindecare și înțelesurile ei. Discutăm astăzi în cadrul emisiunii Subiectul Zilei cu doamna dr. Florinela Stoianovici, invitata mea de astăzi. Vă spun bun găsit, doamna doctor, bine ați revenit la Argeș TV. Vă mulțumesc dumneavoastră și telespectatorilor și, într-adevăr, este un subiect interesant astăzi despre vindecare și înțelesurile ei. Este un subiect care nu prea știți că este abordat în lumea medicală, pentru că lumea medicală nu prea vorbește despre vindecare, vorbește decât despre tratare și uitați și legat de pandemia asta de COVID, nu vorbim despre un rezultat extraordinar să vindecăm, adică să încheiem această pandemie, ci o tot trenăm, o tot tratăm, o tot lungim și vedeți, putem face o paralelă legat de abordarea medicală la nivel de societate față de o boală până la urmă. Ce înseamnă miracolul vindecării, doamna doctor? Miracolul vindecării înseamnă că în momentul în care un pacient trece prin suferință foarte mare, știi ce înseamnă să fii bolnav, să stai acasă, toată familia să fie îngrijorată, să iei tratament, să ai o problemă în fizic, mental, emoțional, sufletește, ai probleme cu alimentația, ai probleme cu durerea, deci e o întreagă poveste, suferința, așa se numește, suferința bolii, te face să crezi că în momentul în care lucrurile se încheie, pentru că totuși la un moment dat o parte din boli se sfârșesc prin vindecare, să fie atât de dulce vindecarea aceea și să fie atât de fericit că te-ai vindecat, că ți se pare să fie un miracol. Dar trebuie să știți că este de fapt normalul și că de fapt drumul acesta de la suferință până la miracolul vindecării poate fi scurtat și medicina energetică, medicina holistică sugerează o abordare energetică pentru rezolvarea foarte rapidă a acestui drum. Pentru că să știți că în momentul în care se intervine pe meridiane de acupunctură energetic, orice boală se vindecă de 10 ori mai repede. Cum ar fi, de exemplu, ca acest miracol să fie foarte, foarte des întâlnit? Cum ar fi ca oamenii să aibă acces la vindecare rapid și, de asemenea, să fie la îndemâna medicilor în toată această aparatură de fizică cuantică? Pentru că nu este la îndemâna lor, nu este la nivel nici informativ și nici pur și simplu în fizică aparatură. Cum ar fi ca toți medicii să-și poată să-și procure astfel de aparate și să lucrăm toți energetic spre folosul pacienților? Doamna doctor, dar de ce apare boala? Care este de fapt cauza bolii? Boala este o nevoie, dacă vă puteți închipui. Adică noi avem nevoie să apară boala. Dar de ce? Că este foarte curios, știți? Pentru că boala vine ca o prietenă, vine ca un suport, ea vine ca o lecție pentru noi și este un moment de răscruce în care noi suntem provocați de către Univers, de către Dumnezeu, să evoluăm. Evoluție spirituală, bineînțeles, pentru că de evoluție spirituală vorbește medicina holistică, știți că avem împreună chiar vorbeam înainte mii de emisiuni în care vorbim că și spunem că de fapt și demonstrăm că medicina holistică este o medicină spirituală pentru că este singura medicină care vorbește despre traume sufletești, despre fericire, despre starea de extaz, despre starea de împlinire sufletească, despre drumul spiritual. Dar este boala un merit cu ghilimelele de rigoare? Este boala un merit, adică merităm să ne îmbolnăvim în aceeași măsură în care merităm să ne vindecăm. Pentru că ce înseamnă să meriți boala? Înseamnă să, de fapt, tu meritat, bineînțeles, în ghilimele. Da. Pentru că noi, de fapt, avem o mică problemuță, avem o eroare, să zicem, în sistemul nostru informațional și energetic, în sensul că putem să avem tipare mentale greșite sau emoțional greșite sau să avem blocaje în corpurile noastre emoționale, ca de exemplu blocaje pe chakre sau blocaje legate de temele noastre spirituale sau blocaje energetice la nivelul meridianelor și atunci boala cumva o merităm pentru că ea este reflectarea în fizic, în material, în 4D, în fizicul nostru de fapt, aici pe pământ, a acestor blocaje. Cu alte cuvinte, ea nu e decât un rezultat, deci nu este vorba că o merităm sau că nu merităm, este o consecință de fapt acestui blocaj. Blocajele sunt de cele mai multe ori cauzate de noi înșine, adică de lipsa noastră de cunoaștere, de lipsa noastră de dezvoltare, de aprofundare și de această lipsă de seriozitate cu care, la nivel de umanitate, până la urmă, privim starea de sănătate. Starea de sănătate, cum spuneam și în alte emisiuni, este unul din cele mai importante lucruri. De fapt, ca să fiu sinceră, acum, nu că sunt eu medic, dar pledez, este primul loc
starea de sănătate este primul obiectiv, pentru că dacă nu e sănătos, nu ai nimic. Nu ai nimic. Așa adică, este. Știți? Care este diferența dintre cadou și ceva realizat prin efort personal, doamna doctor? Vindecarea. Să vorbim de vindecare, că ăsta e subiectul nostru de astăzi. Vindecarea, dacă este miraculoasă și este din partea altcuiva de afară, de exemplu, medicul face un efort, să zicem, de inteligență, de profesionalism, familia face un efort financiar și aduce pacientul la medic, costă, totul costă, știți? Este vorba și de efort de timp, este vorba și efort financiar, dar este efort de afectivitate. Familia este foarte mult dată peste cap când un membru al familiei suferă foarte tare, mai ales dacă avem un diagnostic din acesta care bulversează tot neamul. Știți cum aflăm că cineva, Doamne ferește, din familie este bolnav de cancer sau este bolnav de o boală de aceasta gravă, da? Atunci noi toți suntem tulburați din familie, pentru că normal, iubim acea persoană, ținem, câteodată suntem foarte apropiați și pur și simplu suferim poate mai mult chiar decât persoana, că persoana nu realizează în ce situație este. Dar vedeți dumneavoastră, e foarte important să înțelegem că de fapt lucrul cel mai simplu este să nu fim atât de afectați, pentru că în momentul în care apare, de exemplu, o boală, ea decât este o provocare, cum spuneam, și atunci ar trebui, ce ar trebui să facem? Ar trebui ca persoana care suferă, bolnavul, să fie el cel interesat de fapt să se vindece, că de cele mai multe ori boala apare tocmai că persoana nu este interesată să evolueze. Și eu m-am trezit, de exemplu, în cabine cu pacienți aduși de familie, care am fost chiar stupefiată. Ieri am avut un pacient care în momentul în care se trata a avut pauză de țigară, știți? Și i-am spus, dumle, dar zic, este foarte ciudat, pentru că niciun pacient, și am consultat mii de oameni, n-a drăznit până acum să ceară pauză de țigară în timp ce tratăm, știți? Pentru că este un pic ciudat și este un pic anormal. Și am sugerat asistentei mele să-i ducă un pahar de apă, care nu era același lucru pentru pacient, bineînțeles, dar a rezistat, da? Și a luat această notiță, a rezistat până la final. Vedeți, noastră, când nu ți-e gândul la vindecare, când nu-ți dorești din tot sufletul și când mai mult este efortul altora decât al tău, trebuie să știți că atunci vindecarea nu este meritată, cum ar veni, adică nu ne putem bucura nici de ea și câteodată nici nu se întâmplă, pentru că să știți că vindecarea este un act foarte complex. Este ca o energie explozivă, strălucitoare, și este o combinație din 90% energia pacientului, pentru că despre el este vorba, el trebuie să se vindece, și apoi știința medicului și suportul familiei. Doamna doctor, dar de ce uneori se întâmplă să evoluăm prin suferință, să trecem prin etape urâte și atunci să evoluăm? Pentru că nu știm alt mod. Deci în societate nu se cunoaște alt mod. Eu, de exemplu, am făcut o scurtare datorită faptului că sunt o persoană foarte asiduă în dezvoltarea mea personală. Eu am mai scurtat din suferințele mele, am reușit să fac acest lucru, nu de tot, dar am reușit să scurtez, datorită faptului că sunt foarte mult preocupată să mă dezvolt spiritual, și atunci de câte ori mai fac un salt spiritual, se mai șterge o posibilă boală care putea să apară, știți, de pe catastif, adică scap de suferință. În general, dezvoltarea spirituală înseamnă scăparea de suferință, adică înseamnă evitarea suferințe, și este foarte important. Dar trebuie să știți că marea majoritate a oamenilor, populația în sine, da, populația terei, nu are la îndemână această dezvoltare spirituală. Ea a început acum în ultimul secol să mai apară, spre sfârșit să apară curente de dezvoltare spirituală, să apară medicina holistică, să facem emisiuni și așa mai departe. Dar mari învățații, știți, au apărut de mult, însă nu toată lumea a putut să-și dorească cunoașterea lor și să fie discipolii lor, pentru că într-adevăr, există mulți maestri iluminați la ora asta pe Terra, dar ei nu sunt urmați decât în număr mic, pentru că majoritatea oamenilor nu știu ce înseamnă dezvoltarea spirituală și nu știu că această dezvoltare nu ar trebui să fie asociată cu suferința, în mod normal, dacă această dezvoltare ar fi un act volitiv, adică dacă noi ne-am dorit acest lucru. Dar, din păcate, nu ne dorim. Ne dorim decât să ne simțim bine, nici nu știu ce înseamnă, dorim să mai facem un ban, să avem familie, să ne dezvoltăm, să avem inteligență, să avem o carieră foarte bună, să avem servici bun, eventual să ne plimbăm în străinătate și să murim cât de cât acceptabil. Asta este ce ne dorim. Fără să știm că, de fapt, cel mai important lucru este dezvoltarea spirituală, adică cum pleacă nivelul nostru de conștiință de aici, de pe Terra, în momentul în care murim. Acum, vedeți dumneavoastră, practic, momentul în care noi am încercat să nu mai suferim, ar însemna să alegem o altă direcție, și anume direcția dezvoltării spirituale.
Dar de ce alegem să suferim? De ce facem o astfel de alegere greșită, de Nu altfel? avem educația necesară. Nu avem educația necesară și nu știm cum este fără suferință, că la un moment dat ne-am obișnuit cu ea, știți? Dacă nu suferim, și vă dau un exemplu foarte interesant, este că dacă ne-am obișnuit ca să suferim și apoi să obținem ceva, știți că și spune. Deci dacă după un pas greșit vine unul bun, știți? Adică, deci noi credem că fiecare lucru bun din viața noastră trebuie să se obțină, cu alte cuvinte, printr-o suferință sau printr-un necaz anterior, ceea ce este o percepție foarte greșită. Pentru că câteodată Universul bine meritat ne trimite niște cadouri, niște, cum să zic, niște daruri. Daruri, daruri da. Divine, da, care pot să fie minunate, că darurile divine sunt minunate, sunt dincolo de ce este în fizic. Și atunci trebuie să știți că noi nu știm cum să le primim, pentru că nu avem decât două brațe și poate ele necesită vreo 10 brațe ca să le primim. Și noi, fără suferință, nu știm să primim aceste cadouri. Și de cele mai multe ori suferim pentru că și aceste cadouri sunt primite, cum să zic, cu efort. O să vedeți, este culmea și este ridicol, dar nu știm să primim cadourile noastre spirituale pentru că avem asociat la nivel mental că acest lucru nu trebuie decât să fie meritat, nu trebuie să fie decât după o suferință sau ceva de în acest sens. Cum putem să lucrăm cu propriul nostru ego? Într-adevăr, cel care nu primește și cel care întotdeauna ridică probleme este acest ego, pentru că la nivel de ego trebuie să procesăm că merităm de fapt și vindecarea și miracolele din viața noastră și darurile divine și toate rezultatele primite pe neașteptate și considerate nemeritate sunt de fapt meritate, dar ego-ul nostru crede că sunt nemeritate. Ce este ego-ul, ca să le explicăm telespectatorilor, da, care poate este nu acea personalitatea termen, noastră. Da. Da, este acea personalitate a noastră, sunt 9 feluri de personalități. Aceste personalități sau fel de a fi sau, să zicem, caractere, se formează în mijlocul familiei, în societate, de la naștere până la 18 ani. Noi rămânem cu ele fixate cumva, adică nu putem să ne schimbăm felul de a fi sau personalitatea de la 18 ani încolo, trebuie decât putem să le șlefuim puțin, să le armonizăm. Cu alte cuvinte, suntem încadrați în niște tipare, suntem un pic rigizi în niște tipare, niște moduri cum privim noi societatea, niște ochelari, niște lentile prin care noi procesăm realitatea. Cu alte cuvinte, niciodată nu vedem adevărul 100%, ci îl vedem prin niște lentile, îl vedem prin păreri personale, subiective. Așadar, avem această posibilitate de a lucra cu propriul nostru ego. Da, eu știți că țin tot felul de cursuri despre ego și despre felul de personalitate și aceste cursuri sunt foarte interesante pentru că, în primul rând, tu afli în timpul cursului, în direct, că se face un test, ce fel de personalitate ai și poți să ai una din cele 9 tipuri de personalitate, nu poți să ai mai multe, dar e foarte important că în momentul în care ai această posibilitate să vezi ce personalitate ai, v-am spus, are legătură cu familia ta, tu poți să, de aici poți să tragi o groază de concluzii. De exemplu, toate alegerile tale profesionale depind de această personalitate. Alegerile de cuplu, partenerul, ți-l alegi după această personalitate. Copiii tăi, ți-i crești în funcție de această personalitate. Cariera ta are legătură cu această personalitate într-un procent de 90%. De asemenea, modul cum te raportezi la viață, la evenimente, emoțiile tale, problemele tale sufletești, absolut totul sunt influențate de acest ego, de această metodă prin care noi putem să privim realitatea și să o interpretăm, pentru că suntem actori, interpretăm realitatea din jurul nostru. Când are următorul curs pe care dumneavoastră îl desfășurați în mediul online? Da, pe 23 octombrie s-au înscris deja multe persoane la curs și de asemenea sunt foarte bucuroasă că oamenii accesează cursurile acestea de imunitate și de prevenție, dar sunt cursuri de asemenea despre felul omului de a fi, despre caracter, despre personalitate, cum spuneam, despre ego și putem de asemenea, lucrând cu ego, știți ce se întâmplă? În momentul în care înțelegem această bucată din noi, această parte din noi, mental-emoțională, putem să avem acces la conștiința noastră, pentru că de fapt cursurile despre ego sunt niște cursuri despre salturi în conștiință, adică despre dezvoltare spirituală. Cu alte cuvinte, acest curs pe care eu îl promovez de ceva timp și suntem spre finalul anului, mai avem decât în noiembrie,
aprilie un astfel de curs și apoi se încheie anul acesta. Vreau să vă spun că este un curs de dezvoltare spirituală, de fapt, este un curs de medicină holistică, bineînțeles axat pe imunitate și pe prevenție, pentru că sunt cele două vedete, da, care ne-au însoțit în 2020 și în 2021, uitați în continuare această problemă a pandemiei cu COVID. Cum evoluează pacienții dumneavoastră în cadrul cursurilor pe care le desfășurați? Evoluează spectaculos. Trebuie să știți că este foarte impactant cursul, adică odată că primești foarte multe informații pentru că este foarte stufos, dar pe de altă parte, în funcție de numărul de pacienți, putem să lucrăm și de cursanți, putem să lucrăm cu fiecare persoană în parte sau lucrăm pe tipologii și foarte multe lucruri se relevă în timpul cursului pentru că impactul este la modul că poți să-ți dai seama de ce ai personalitatea asta, cu cine semeni din familie ta, pe cine urmezi și de ce copiii tăi au anumite tipare legate de tine sau de soțul tău sau de bunica care l-a crescut și poți să-ți dai seama de fapt de nivelul relațiilor cu cei din jurul tău, pentru că de cele mai multe ori noi uităm un lucru extraordinar și anume că suntem foarte diferiți și bine că suntem diferiți, dar dacă la servici, de exemplu, două persoane sunt de anumit fel de personalitate și restul sunt de personalități diferite, vă dați seama că dacă tu nu știi de fapt cum funcționează acei oameni și nu știi care sunt valorile lor, nu știi pe ce se bazează toată construcția lor mentală emoțională, s-ar putea să nu ai niște relații foarte bune de servici cu acele persoane. Și atunci dacă vrem să facem colective închegate, dacă vrem să facem firme performante, dacă vrem să avem relații bune, dacă vrem să avem o stare de sănătate, pentru că starea de sănătate are foarte mare importanță, să știți, cu acele 8 ore petrecute la servici. Noi ne petrecem 8 ore din 24 la servici, 8 ore dormind, vă dați seama, este foarte important, de fapt, și partea aceasta socială, de colaborare, de interacțiune. Și de cele mai multe ori aceste probleme de interacțiune care apar cu colegii, cu șefii, cu prietenii, și în familie apoi, da, sunt legate tocmai de diferențele de personalitate, de diferențele acestea pe care, în mod normal, nu le cunoaștem. Doamna doctor, știu că în weekend urmează să consultați la Iași, sunteți tare așteptată acolo, pentru că sunteți iubită de pacienții din Iași. Da, dar și dânsii merită iubirea mea pentru că am spus întotdeauna și îmi pare că rău că spun pentru ceilalți care nu îndeplinesc acest standard, dar pacienții de la Iași într-adevăr au un nivel spiritual crescut, acolo mă simt cel mai bine în consultații, pentru că cred că acest mediu ortodox, da, de la Iași și zona aceasta și mai ales că se întâmplă în zilele acestea ale sărbătoririi Sfintei Parascheva, știți că e un eveniment foarte important și așa s-a nimerit și nu s-a nimerit întâmplător să mergem acolo pentru vindecare și să ne ajute și Sfânta Parascheva pentru acest lucru, dar vreau să spun că Iașul în general este o zonă de cultură spirituală și socială foarte înaltă, a fost și a rămas și va fi, pentru că acolo este o zonă foarte importantă, este chakra a vindecării în România și se spune că dacă vrei să vindeci cel mai bine trebuie să te duci în zona aceea să faci o clinică medicală, dar acolo este garantată vindecarea aceasta miraculoasă de care vorbim. Doamna doctor, unde vă găsim? Mă găsiți peste tot, cum spuneam, la cursuri online, la Iași, la Pitești în luni și marți și de asemenea miercuri, joi, vineri și sâmbătă la București, la Anu în Spania și în general pe YouTube, unde sunt 4.000 de emisiuni, da, despre sănătate, despre prevenție, despre medicină, despre medicină holistică, despre medicină spirituală, pe Facebook, unde se postăm zilnic și unde aducem așa o contribuție minimală, dar constantă legată de această perspectivă holistică de abordarea sănătății. Doamna doctor, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în platoul Argeș TV Sănătate. Vă dorim să ne auzim cu bine. Mulțumesc tuturor și o toamnă frumoasă și să ne ridicăm imunitatea. Doamnelor, domnilor, sunt Anca Manu și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare pe Argeș TV. La revedere!